patra zi în Făgăraș arată așa. După 3 zile cu ceață, ploaie și vânt, în sfârșit a răsărit soarele și vremea e tocmai bună pentru o tură pe vârful Negoiu. Am plecat de la Bâlea Lac, am venit pe Curce Roșie, am schimbat cu bandă albastră, puțin mai jos în Șaua Paltinu o să schimb cu bandă roșie, care este și traseul de creastă. O să urc pe vârful Lăițel, pe acolo duce banda roșie, o să cobor la lacul Călțun, iar de acolo o să urc pe vârful Negoiu. Acestea fiind spuse, să mergem, să vedem ce ne rezervă ziua. Thank you.
de la vechiul refugiu, urcați pe coamă până ajungeți la această stâncă de aici. Acolo se vor vedea niște momâi. După ce ajungeți la această stâncă, o să vedeți momâi și aici, și acolo în spate, faceți stânga și urmați o potecă, potecă ce vă va scoate chiar în peretele lespeți. O să vă mai arăt pe traseu, să mai văd câteva momâi, unele dintre ele, din păcate, au fost dărâmate de zăpadă, dar se distinge poteca, se distinge destul de clar. Se vede o potecuță pe aici. Nu este foarte umblată, dar nici nu e foarte pronunțată poteca. Dar ideea e să ieșim acolo în perete. Se merge cu atenție pe lespezi. Aici se distinge mult mai bine poteca. Nu știu ce mai fac. O mâine chiar aici. De la lac, nu știu dacă se vede, dar aceasta este ultima mămâie, cea din stânga ecranului, iar de la mămâie izvorul este chiar aici, în perete. Acesta este izvorul. O să-l vedeți, nu aveți cum să-l ratați. Avem și puțină ceață, dar e ok. Cu atenție, focus.
Și am ajuns înapoi la destinație. Aici în centrul imaginii avem un bâlci în toată regula. Și aici la bâlci am parcat și mașina. Foarte faină tura. Puțin obositoare, având în vedere că am dormit doar 2 ore, să zic, maxim azi noapte. Dar cu toate astea a fost foarte fain. Am plecat azi dimineața la ora 8 și 4 minute, eram deja pe traseu. Și acum este 8 și 2 minute. Deci aproape 12 ore de când am plecat și aproximativ 10 ore de mers. 2 ore au reprezentat pauzele pentru mâncare, relaxare, contemplare, meditare și așa mai departe. Ce zi faină pe vânătoarea lui Butan acolo. Și acum să cobor. Eu mai trag de timp, că nu știu, coborârea asta așa acolo la în civilizație e într-un fel anume. Dar asta e, nu mai am ce să fac, nu mai am mâncare deloc, nu mai am nimic nici la mașină, nici nicăieri. Una peste alta, atât de aici, din Făgăraș. Ne vedem tura viitoare.